Salutare tuturor, aici este Popo Spider și bine ați venit la o nouă chestie pe care vreau eu să o fac pe canal pentru a vă arăta cele mai bune oferte pe care puteți obține atunci când vă cumpărați jocurile pentru că mulți dintre voi mă tot întrebați wow, wow, știi cumva când o să fie jocul cu tare la reducere, știi cumva unde cu jocul cu tare, jocul cu tare, jocul cu tare așa că am decis, bine, și într-un mod de am ajutat pe mine normal dar și probabil sper să vă ajute și pe voi chestia asta e să vă arăt ce oferte puteți găsi atunci când apare o ofertă nouă sau ceva, pac, trăiesc un video și vă anunț exact ce ofertă este uh, acum pe G2A sau uh, de obicei când se fac aceste oferte săptămânale, weekly sale le cunoașteți voi toate, toate alea. Așa că doamne hai să dăm drumul. După cum bine știți, G2A are mereu oferte în fiecare săptămână, știți voi weekly sale-ul ăla și iarăși a venit weekly sale-ul Aici vicluseul se termină în două zile și 20 și 22 de ore, așa că dacă aveți ceva bănuți acolo sau vreți să luați cadou pentru cineva, să aveți voi să vă luați un joc, îl găsiți aici la o super ofertă, așa că hai să dăm drumul să vedem ce jocuri sunt săptămâna asta la reducere. Avem Shadow Warrior 2, joc pe care l-am întrebat pe canal și ați văzut că este super super tare, dacă vreți să-l jucați cu prietenii, vi-l recomand pentru că este foarte fan având și un multiplayer, dacă țineți minte The Darkness 2. The Darkness 2 avea exact aceeași chestie. Uh, cu multiplayer de ăsta co foarte, foarte plăcut. Space Engineers, un joc destul de bun, iar la prețul acesta consider că este un joc destul de fun, fiind early access, mergeți în spațiu, craftați în spațiu, un fel de Minecraft în spațiu, ceea ce sună puțin weird pentru mine, dar este chiar foarte, foarte plăcut dacă veți să jucați ceva de genul acesta. Noul joc tip de la Ubisoft, un joc pe care l-am prestat pe canal, a văzut cât de mișto este și Credeți-mă, n mai port un joc de genul ăsta de ceva timp, așa că dacă sunteți fani al jocurilor de iarnă, mergeți pe chestia asta. The Division! Oh, The Division Gold Edition este o variantă care conține toate season pass-urile și... care conține to toate DLC-urile, adică season pass-ul și probabil câteva bonusuri în plus la un preț destul de bun. Ținem cont că Gold Edition-urile sau Collector Edition-urile se vând de obicei cu aproape 100 de euro. Așa că hai să continuăm mai departe. Payday 2 Game of the Edition. Game of the Edition, pentru cei care nu știu ce înseamnă, Game of the Edition înseamnă care toate DLC-urile. Așa că dacă vreți să spargeți bănci cu prietenii, Payday 2 sub 50 de lei, super ofertă, părerea mea. Watch Dogs 2, joc pe care, din nou, îl avem serie pe canal și pe care l-ați văzut de multe ori și țin să vă menționez că este chiar bun, mai bun decât primul, dar da, dacă nu vă place să fiți invadați și să vezi făcut să vă opriți online și chestii genul ăsta. <laughs> Dar vi-l recomand totuși un prezestul de bunicel. Dacă nu vă convine prețul ăsta, vă recomand să mai așteptați, nu știu, două săptămâni cam așa sau poate vin să, sărbătorile și de sărbătorile să aveți super oferte. Următorul Warhammer 40.000 40k Eternal Crusade joc Early Access care mi se pare că acum a fost lansat e bun dar sincer nu știu dacă e chiar atât de fan. Jocul e interesant e toată alea, dar dacă sunteți fan Warhammer da, vi-l recomand este mișto Merge bine acum, este optimizat bine, dar devine destul de banal foarte repede. Don't Star, un joc superb la prețul pe care l-are acum Don't Starve Together chiar, deci puteți să jucați și cu prietenii. A dus serie pe canal făcut și solo și cu Leo. Planet Coaster, un joc pe care încă nu am apucat să-l joc, dar dacă vă, dacă vă plac jocurile de genul Tycoon, știți voi, construiți orașe, construiți chestii, ăsta este genul de joc pe care ar să-l jucați și încă am o arată foarte bine și e mișto. Battleborn, First Born Pack, a, e cu First Born Pack. Băi, sincer, dacă vreți să jucați ceva de genul Borderlands, da, vi-l recomand, dar jocul nu este chiar cine știe ce. Dar pentru 5 euro și 19 cenți, sincer, de zi, e chiar mișto, adică pentru prețul pe care l-are chiar e, chiar e bun. Scrap Mechanic, un joc de care tot mi-ați povestit și am văzut în sfârșit câteva videoclipuri cu el și consider că este un joc destul de interesant și probabil cred că o să, o să mi-l și eu cândva. Nu, nu promit, dar s-ar putea să mi-l iau. Iar ce avem aici? Divinity Original Sin. Sunteți fani al jocurilor tactice RPG? E bine, Divinity Original Sin, dacă a jucat și Divinity, nu mai știu cum se chema celălalt și cum era un Divinity înainte pe care l-am jucat și eu. Divinity Original Sin e un fel de tactical RPG care are, se vede puțin ca la Diablo, eși, dar e mișto. Acum nu știu cât de bun o fi. Deci, nu sunteți, un RPG așa să nu fie foarte uh, overhyped ca altele, cred că Divinity e destul de bun. Câteva key random, nu știu, aici poate vă pică niște joculețe așa, dar bine, pentru prețul ăsta merită să bage și să ții niște joculețe. Mirori, 10 Catalyst la 10 euro, oh my god, jocul ăsta a stat la prețul de 40 de euro foarte mult timp și acum a picat atât de mult, bine, se vede că nu e așa de grozav ca și primul, dar cine știe, poate o să luăm să-l facem și noi pe canal, țineți aproape, nu? Super oferte la arme de CS, normal avem o tonă de de oferte și aici. Bine, probabil că se ceva mai ieftine decât pe Steam. Probabil că nu, asta nu știu, sigur nu mă pricep la prețul itemelor de CS. Uite, un Elite Build aici de 41 de cenți, vă dați seama ce, uite, dăm și pe el. Ca să cumpărați iteme pe CS, pur și simplu mi se că trebuie să vă introduceți codul ăla de trade. Aici, aici e altă treabă, poate o să facem și ceva video separat pentru chestia asta. Bun, următoarea chestie, avem Eurotrack Simulator cu DLC, foarte tare, viv la France, <gângă> foarte lucru. Nu știu dacă e doar de lăceu sau e și jocul. Ia stai să, stai să vedem dacă, dacă e doar de lăceu sau e și jocul. Asta e ușor el. A, stai că ne zice aici. A, nu, 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 nu vreau. ok, în fine, dăm înapoi aici. Parent este doar de lăceul, cred. Dacă este doar de lăceul. A, Atunci nu ne mai interesează. A, uite, Eurotrack-ul normal plus așa, da, ajuns la 20 de euro. Bine, ce de, de Eurotrack-ul e destul de bunicel dacă faci și multiplayer. Modern Warfare 3 a ajuns pe listă. Interesant, interesant. Winter Deal. Oh, uh, asta e nouă? Oferte de iarnă. Ce am aici? Ah, oferte direct de la developeri. Oh, ah, ce drăguț. Carm Mechanic Simulator, dacă sunteți împătimiți ai mașinilor, e un joc o mă zic e fine. My Fight, nu-l cunosc din păcate. Project Genome, uh, e de destul de ok. Ish, nu știu, nu promi nimica. Uh... Beholder, și un joc cu destul de bun, Type Man, foarte simpatic, este sunt joculețe de astea indie foarte drăguțe. Oh, vă puteți lua gemuri pe, pe, Smite sau gemuri cristale pe Paladin sau skin-uri pe Paladin, ceea ce mi se pare foarte, foarte mișto. Brawl arată drăguț, super hot, am zic că e un joc foarte, foarte fain și prestul nu, nu le știu, din păcate, deci prestul nu le știu. Pressure, și pressure e drăguț, la 2 euro nu cred că e vreo problemă. Asta ne întoarcem aici, avem Rayman. Raiman mi se pare că l lua de pe Uplay Moaca, da, acum, dacă nu l la created, a luat e. Mi scrie, dar am auzit că a primit update-uri drăguțe și că e bun, deci ar merita banii. Lara Croft Go, ah, nu sunt o fană a jocul ăsta. Craft the World, hm, bun. Wow, că au zis Infinite Warfare la 17 euro, well. Vă zic că au zis, făceți o Bă, merge bine pe PC-uri slabe, dar, na, Infinity Warfare, numai nu prea se aruncă pe el. City Skylands, da, City Skylands, recomand cu cea mai mare căldură, este un joc super fan, îți pierzi ore în el imediat, nici nu-ți dai seama cu întrecorile. Uh, Killing Floor 2, drăguț, dacă ai și cu cine să joci, e și mai drăguț. Mountain Blade, iarăși un joc uh, așa mai stil vechi, foarte, foarte plăcut. Titanfall 1, e, mai degrabă ți Titanfall 2 pentru că unul nu e așa cruzav. Elder Scrolls Online, dacă căutați un MMO nu foarte scump și fără plată lunară, el că o online e destul de bunice, adică vă poate rupe uh, câteva ore încât să acoperiți valoarea plătită, să zic așa. Și data ce l-ați cumpărat, o să jucați când vreți. Starbound, un fel de terare, am spațiu, S -s fan de Formula 1, știți ce aveți de făcut. Să vă dacă, bine, dacă chiar vreți și dacă aveți și un volan și de -aia ar fi și mai super. Torchlight 2, un fel de Diablo, dacă știți Diablo 3 așa, și Torch 2, e aceeași chestie, doar cu grafică cea mai cartuniș. Company of Heroes, uh, un joc destul de plăcut uh, pentru pe cei care sunt fani ai războiilor mondiale. Total War, un joc care o să vă mănânce resursele, pentru că Total War este un joc de strategie, dar nivelul armatelor din jocul ăsta este exagerat și vă rupe uh, performanța în două. Da, astea sunt toate Total War-urile de liceuri. Dar mai bun, cam astea ar fi ofertele. Din uh, această săptămână la G2A, eu fac videole astea, unul, da, ca să și promovez site-ul pentru că na, înțelegeți de ce fac asta, pentru că na sunt și sponsorizat de chestia asta, dar să vă ajut să vă alegeți uh, ofertele mai bine, gen, să vă alegeți un joc mai bine, că probabil unii dintre voi nici nu știți cum arată jocul respectiv și poate vreți o părere de la cineva. Așa că dau dacă v-a plăcut acest video, dați și voi mai departe la prietenii voștri să vadă și ei reducere la G2A și dacă veți vă las ceva, link și cod în descriere, iar aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!